Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. O fi drumul cu prioritate în deplasare, dar întâlnirea cu Cătălin Striblea pentru rațiunea zilei nu putea lipsi. Salut, Cătălin! Salut, Radu! Frumos la Art Safari, la Palatul Dacia. Așa, da, aș putea spune, bine ai venit la Art Safari, dar știu că ai fost deja și te-am ascultat la acea ediție specială, așa încât mă bucur că mă invidiezi. Să știi că o să trec astăzi pe acolo, după 5, că este și lansarea revistei Propagarta, care e o revistă specială de artă plastică la noi. Se face chiar acolo, în vecinătatea voastră, și o să trec să te văd, să-ți fac din mână și să mă uit la tablouri. În fine, hai să-ți povestesc. Despre ce vorbim azi? Vorbim... Da. Un lucru foarte plăcut așa la auzul românilor, dar o să-l testăm cu realitatea. Una dintre fundațiile de tip social-democrat din România, un organism neguvernamental, sau dacă vreți un think tank, organism care emite idei în spațiul public pentru a fi testate, se numește Friedrich Ebert România. E o fundație care a solicitat un sondaj unei case de sondare a opiniei publice, ale cărui rezultate sunt foarte interesante. Să spunem așa că sondajul este făcut de casa care se numește CCSAS, are un eșantion mare de respondenți, peste 3500, și ce spun oamenii românii legat de cota progresivă? Fiți atenți ce interesant e, aproape 3 sferturi dintre români își doresc introducerea cotei progresive, de asemenea, cam același număr doresc să fie scutiți de impozitare cei care câștigă salariul minim pe economie, și de asemenea tot numărul ăsta, 73%, își doresc impozitarea suplimentară a celor care poluează. Mă rog, aici e o definiție cam largă, dar să rămânem la chestiunea legată de bani, pentru că mai sunt aici lucruri pe care respondenții la sondaj le-ar vrea. Uite, de exemplu, în ce măsură statul ar trebui să-i ajute pe cei care au venituri atât de mici încât nu-și pot permite să închirieze sau să cumpere o locuință. 87% dintre ei își exprimă acordul cu astfel de măsură și 66% din populația României consideră că statul ar trebui să plafoneze valoarea chiriilor. 66% consideră că statul trebuie să intervină pe piața chiriilor. Bun, și toată lumea, 82%, e de acord cu o majorare a salariului minim pe economie. Ăsta e genul de sondaj în care toată lumea vrea să se simtă bine, că aici vreau să ajung și la o concluzie, toată lumea vrea să se simtă bine pe banii altora. Asta mi se pare absolut formidabil. Și o să pun la încercare chestiunea legată de cota progresivă. Unde și cum se poate pune o cotă progresivă în România, când pentru un salariu se mai dau încă, știu eu, sau dintr-un salariu brut să iau peste 40% din bani care se dau la stat? Unde ar mai merge o cotă progresivă? Cât de mare să fie? Să se ducă la 50% din ce depășește o anumită sumă pentru cei care nu au plătit salarii sau nu se uită pe fluturaș? De exemplu, un salariu brut de 7800 de lei, salariu brut, înseamnă că în mână ți rămân 4500 de lei. Dacă sprijinitorii cotei progresive, și în special PSD-ul, că domnul Ciolacu spune chestia asta, reușesc să bage cotă progresivă în banii ăștia, e admirabil, o susțin și eu. Dacă vor să reducă salariile cu cota asta, nu pot să o susțin, pentru că mai jos de 4500 deja e foarte greu să mai găsești bani. În fine, domnul Ciolacu, dincolo de sondajul ăsta, zice că nu se întâmplă asta în următorul an, doi, dar există, uite, această cerere rezultată din sondaj. Vă promit că mă întorc cu datele astea la România în direct, pentru că merită să discutăm un pic mai aplicat. Deocamdată atât pentru astăzi și, da, o să mă uit cu mare curiozitate la aceste idei. Îți mulțumim, Cătălin. Mâine ne reîntâlnim în studio. Îți dorim o zi bună și te așteptăm pe la noi, așa cum ai zis, după ora 5. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.